Insider Politic. Bun găsit, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Nicu și Marcel, liderii țării, trăiesc cu speranța că un medic ortoped îi va pune pe picioare în București. Deocamdată, uriașul PSD-PNL are picioare de lut, dacă ne raportăm la sondajele de opinie. În timp ce medicul Cătălin Cârstoiu pregătește atel la gipsul și fașa elastică, vestitul Piedone a intrat în campanie înarmat cu roabă, lopată și târnăcop, așa cum a învățat la cursurile de politologie de la Școala Vieții. În primele zile ca politician, medicul Cârstoiu a luat pulsul capitalei. Câtă speranță de viață mai au țevile de apă caldă? Ce rețetă minune există pentru aglomerația din trafic, alta decât calmantele? De ce salopeta de primar e mai atractivă decât halatul de medic? Va fi capitala micul Paris sau marele București? Aflați toate răspunsurile de la Cătălin Cârstoiu. Începem. Domnule medic, bine ați venit la Insider Politic. Mulțumesc mult, domnul Zacman. Haideți să începem cu rădăcinile dumneavoastră politice, pentru că la conferința de presă de la Parlament v-am întrebat de legăturile cu Traian Băsescu, da, nașul dumneavoastră, și mi-ați spus că dincolo de Traian Băsescu aveți antecedente politice mult mai îndepărtate în familie. Da, în primul rând tatăl meu, care a avut două mandate de deputat, a fost președintele Comisiei de Administrație Publică din Camera Deputaților. Și chiar legea administrației publice locale, cumva, e creația lui, munca de echipă de la Parlament. Conducea acea comisie care a redactat legea. Deci ați crescut într-un mediu politic, practic. Erați adolescent atunci. Eu am crescut în mediul unui copil, în mediul unui adolescent, pentru că părinții mei m-au învățat să respect valorile frumoase ale vieții, așa cum e viața. Mi-au creat un mediu în care m-am simțit întotdeauna, un mediu cald în care m-am simțit bine. M-au stimulat să învăț, m-au stimulat să citesc și asta am făcut. N-am avut tangență cu lumea asta decât așa auzind discuțiile din casă. Sigur, în familie există și lucruri mai triste în care ne-a adus politica, pentru că Ion Mihalache nu avea copii, iar verișoara lui primară avea un băiat, cel mai mare băiat, pe care practic Mihalache l-a adoptat de la câțiva ani și l-a crescut. Bunicul meu a fost absolventul facultății de drept în 1927. Deci a fost bunicul dumneavoastră. Da, străbunicul. Da? Noi avem, sigur, amintirile de familie din acea perioadă există, dar cumva au fost amputate, ca să folosesc tot un termen ortopedic, de ce a urmat după 1947, cu niște vremuri grele. Îmi aduc aminte ce povestea bunicul, ce povestea bunica, ce povestesc părinții mei, mama mea în special și sora ei, despre perioada aceea, nu tocmai ușoară. Ele erau tinere, trebuiau să se formeze, să învețe și era o perioadă în care oamenii aceștia erau huliți cu prisosință. E o poveste frumoasă și din partea tatălui, pentru că bunica tatălui meu a fost prima care a cules cântecele populare din zona Mușcelului, dar le-a cules într-un mod elevat, adică le-a transcris în muzică. Culegător de folclor. Da, da. E o poveste frumoasă. Aveți talent la muzică? Eu da, cânt la pian. Cântați la pian? Da. Și cum v-ați îndreptat spre medicină? De ce n-ați urmat cariera tatălui, să faceți politică sau altceva? Dezbaterea era că aș fi fost un bun avocat. Asta a fost dorința bunicilor mei, mai ales că biblioteca noastră de drept din casă are niște valori. Constituția de la 1866, Constituția de la 1927, toate în edițiile originale ale vremii și multe, multe alte cărți de drept, dar eu m-am îndreptat spre asta, m-am simțit mai apropiat de partea asta umană, latura umană a existenței, pentru că am fost fascinat de medicină, adevărat. Și acum, cum v-ați decis să lăsați halatul de medic pentru haina de politician? Fascinația rămâne, domnul Zacman, pentru că, știți, am stat și m-am gândit că am format niște echipe bune, medicale, la spital. Am ajutat studenții să învețe după planuri noi de învățământ. Dar toate astea au dus inevitabil și la o componentă administrativă, adică acolo am făcut medicină, dar a fost și o componentă administrativă. Cam așa am interacționat eu cu acest plan PSD-PNL, cu această alianță, cu liderii acestei alianțe și din discuție în discuție a apărut acest proiect nou, proiectul București. Asta este povestea. Sunt curios, unde erați când ați primit această ofertă de a candida la guvern? La guvern erați. Ce faceați la guvern? Fusesem invitat la ședința coaliției pentru a discuta exact acest subiect. Și cine v-a propus? Domnul Ciolacu? Domnul a fost o discuție între toată lumea de acolo în care am înțeles că eu
Pentru că, repet, mai avusesem niște discuții principiale înainte, pe teme, pe proiecte, cu am putut mulți lideri politici. Bănuiesc că au trecut mulți lideri politici, cel puțin prin cabinetul dumneavoastră. Am discutat cu mulți lideri politici povestea asta, dar nu neapărat povestea concretă a Bucureștiului. Ea s-a desprins din discuțiile astea. Pentru că, inevitabil, când ai o relație cu cineva, dezvolt subiecte și în afara medicinei. Cât despre trecutul prin cabinet sau la o consultație la mine a multor oameni, să știți că eu chiar am acordat atenție oricărui pacient care a intrat pe ușa mea, pentru că eu nu i-am apreciat statutul social, nu i-am apreciat nimic, i-am apreciat doar nevoia lui de îngrijire de sănătate. Iar dacă vorbim de lideri politici sau dacă vorbim despre pacienți, oameni care nu sunt oameni normali, merg pe stradă, să știți că n-am să spun nimic niciodată despre patologiile lor. Dar nu s-a băgat nimeni în față? Cum peste adică? Rând? Nu a existat o astfel de abordare. Să știți că au fost... Politicienii au această meteahnă. Nu. Să dea telefoane și să nu stea. Domnul Zahman, în fața bolii n-are nimeni întâietate. Iar eu știu asta și pe propria în piele, nu ca medic. Apropo de dumneavoastră și de probleme de sănătate, cum e pentru un medic să primească un diagnostic atât de dur, cel de cancer? Aveam 33 de ani. La vârsta aia oamenii au alte gânduri. N-am vorbit despre asta folosind boala mea pentru a face ceva. Din contră, eu am folosit acel moment pentru mine personal, un moment prost, un moment care mi-a creat profunde insatisfacții. L-am folosit pentru a încerca să construiesc ceva. Și cât am putut eu, la spitalul universitar, am făcut o secție de oncologie, un bunker de radioterapie, am încercat să le dau oamenilor șansa. Mai mult de atât, mi-a fost evident la nivelul anului 2009 că erau lucruri care în România nu se realizau. Și asta am încercat, să updatăm totul, astfel încât în anumite segmente de patologie să nu mai fie această problemă. Asta vreau să fac și cu orașul. Asta vreau să fac cu acest oraș. Pentru că e un oraș în care se poate face mai mult. Așa era și în partea cealaltă, la spital. Așa era și la facultate. Sunt convins că se poate face mai mult. Poate să existe mai mult dialog. Care e prioritatea dumneavoastră? Păi prioritățile mele sunt prioritățile orașului, sunt prioritățile bucureștenilor. Prioritățile sunt legate de ceea ce vedem noi zilnic. Vedem un oraș sufocat de trafic. Vorbeam, în tinerețea mea era o carte, stresul psihic și bolile interne. Vă dați seama că așa e, orașul e măcinat de boli, dar asta ne macină și pe noi. Să stai zilnic 3 ore în trafic nu e normal. Și știți ce simplu ar fi? Ia gândiți-vă că dacă în orele de vârf de trafic, da, sunt 2 segmente orare în care traficul este intens, sunt mai multe mașini decât poate să suporte strada, cu 2 benzi blocate, blocate de mașini parcate. Cât de simplu ar fi ca în intervalul orar respectiv să suprim parcarea acelor mașini acolo? Și asta e o decizie simplă cu efect imediat. Ia gândiți-vă că la o stradă cu 2 benzi, la care ai o bandă blocată, ai crește traficul cu 50%. Asta pe marile bulevarde. Și pe străduțele mici sunt străduțe cu 3 benzi care nu deservesc neapărat locuințe, pentru că omul, da, trebuie să-și parcheze mașina în vecinătatea locuinței sale. Dar sunt străzi extrem de aglomerate tocmai din acest parcat. Sunt puncte de interes ale capitalei, sunt instituții unde oamenii parchează pentru că nu au unde. Și asta e o măsură imediat. Ce să facă omul care de obicei își ține mașina în fața blocului la ore de vârf? Dimineața, când merge toată lumea la muncă sau la școală și după amiază? Eu nu vorbesc de situațiile astea. Eu vorbesc de străzile care deservesc instituții. Oamenii trebuie să aibă parcare în vecinătatea casei, pentru că nu vorbim numai de oameni cu mobilitate bună. Hai să ne gândim, în București sunt aproape 48.000 de persoane cu dizabilități, da? Ei trebuie protejați. E anormal să împingi un cărucior pe stradă și să nu poți să traversezi trecerea de pietoni. E anormal să ai o invaliditate motorie și să nu poți să te deplasezi. Toate astea trebuie integrate într-un plan coerent, pentru că proiectul capitalei trebuie să fie un proiect integrat. Iar eu asta cred că pot să fac. Pot să dau o integrare a ideilor. Vedeți, trebuie să te bazezi pe ceva. Pe ce? Pe experiența unor oameni care își cunosc domeniul de activitate. Dacă vorbim de urbanism, păi sunt experți în urbanism. Avem Facultatea de Arhitectură. Avem Uniunea Arhitecților din România, oameni serioși, cu o pregătire solidă în spate.
Lor trebuie să le cerem opinia despre cum ar trebui să fie urbanismul în capitală. Sigur, e simplu și asta s-a cam întâmplat în ultimii 4 ani. Am eliminat ceva, dar n-am pus nimic în loc. Nu există un regulament de urbanism, nu există nimic. Asta trebuie făcut. Trebuie să ai capacitatea să discuți cu cei care știu meserie și să așezi lucrurile pe făgașul lor. Sigur, nu rechinilor imobiliari. Este anormal în București să ai o casă, să locuiești într-o casă cu 2 nivele și lângă să apară un mastodont care nu respectă nicio regulă. Unde se duc locuitorii? Cum pleacă de acolo cu mașinile în trafic? Unde parchează? Până la urmă și utilitățile. Nu, asta trebuie stopat categoric. Credeți că există o mafie imobiliară în capitală? Cu siguranță. Credeți asta? Cu siguranță. S-ar putea să-i deranjați pe unii? Nu deranjez pe nimeni. Eu sunt convins că oamenii normali și oamenii harnici știu să construiască corect, respectând regulile de urbanism. Dar să-mi fie cu iertare. Dacă n-ai un regulament urbanistic, e cam greu să apreciez lucrul ăsta. E cam greu să apreciez lucrul ăsta. Dar să spunem că eu sunt dezvoltator imobiliar, vin la dumneavoastră cu un mega proiect de construcții. Ce faceți dumneavoastră ca primar? Păi nu există o comisie de urbanism la Primăria Capitalei. Cine vrea să facă ceva, trebuie să depună acel proiect care e analizat în comisiile de specialitate ale primăriei. Să respecte regulile. Avem un arhitect șef. Instituția arhitectului șef în capitală trebuie să fie o instituție extrem de solidă. Pentru că Bucureștiului îi trebuie o linie. Îi trebuie o linie de dezvoltare. Nu poate fi un oraș heterogen. Asta e Bucureștiul azi. Și dacă vorbim despre ce se întâmplă aici, păi hai să ne gândim. Mie nu mi-ar place ca în centrul vechi să mă plimb, nici dumneavoastră, și să ne cadă o cărămidă în cap sau de la niște clădiri care sunt efectiv abandonate. Da, sunt proprietate privată, dar s-a făcut ceva acolo? Nimic. Haide să înființăm o administrație a centrului vechi care se integrează cu totul acea structură. Haide să găsim resurse financiare. Pentru că nu poți miza ca primar general doar pe bugetul de stat. Hai să găsim resurse să putem face acolo o reconsolidare, o reașezare a fațadelor acelor case cu păstrarea profilului istoric. Am văzut în promo dumneavoastră că vorbeați de micul Paris. Nu, orașul trebuie să fie București. El e un oraș cochet, e un oraș frumos, dar trebuie să-l valorificăm. Nu s-a făcut nimic în sensul ăsta. Riscul seismic al clădirilor din capitală este o evaluare veche care n-a mai fost actualizată. Părerea mea e că lucrurile s-au schimbat. Asta va trebui făcut. Va trebui regândită toată această politică a clădirilor, ca să spun așa, capitalei, cu specialiști, cu oameni care știu ce fac. Va trebui să lucrați invariabil din rolul dumneavoastră de primar general cu primarii de sectori. Da. Îi cunoașteți? Este obligatoriu să lucrez cu primarii de sector. Chiar mă gândeam că Bucureștiul ar trebui condus de 7 magnifici. Un primar general și 6 primari de sector. Mai întâi sunteți de acord cu această împărțire sau ar trebui să existe un singur primar pentru tot Bucureștiul? Să știți că oamenii aleg un conducător. Prima urmă, primarul e imaginea orașului. Ce vor oamenii? Cum vor să fie reprezentanți? Cum aleg ideile care îi reprezintă? Da, Bucureștiul are nevoie de sectoare. De sectoare. Însă atitudinea și acțiunea primarilor de sector trebuie să fie un tot unitar cu a primarului general. Problema nu se poate că unul de la PSD, celălalt de la PNL, altul când vorbim de la USR. De București și când vorbim de acțiune în București, cred că a venit momentul să nu mai vorbim de culoare politică. Și mă provocați, domnul Zahman. Păi mie... Mă provoacă cetățenii Bucureștiului și, prin votul tău. Stăteam și mă gândeam că într-un fel mie milă de Vlad Voiculescu. De ce? Păi gândiți-vă că l-a susținut necondiționat pe Nicușor Dan. L-a susținut. Condiționat, nu necondiționat. După care, dânsul a avut o înțelegere cu Partidul Național Liberal, deși USR-ul a fost tot timpul un susținător, da? Da. Acum USR-ul susține un primar ales de PNL? Da, cu sprijinul PNL în 2020. Cred că e o problemă aici. Domnul Drulă e un om extrem de capabil, un om eficient. Și părerea mea este că acest tip de cameleon între aceste forțe de dreapta e un pic ciudat astăzi, pentru că eu cred că problema
primăriei generale nu e cine te susține în prima etapă, e ce faci, ce proiect ai. Sigur că da, sunt susținut de PSD și PNL. Eu am o meserie profund liberală. Medicina e o meserie profund liberală. Și avocatura e o meserie profund liberală, dacă ați fi ajuns acolo. Eu mă ocup de bunăstarea oamenilor, să le dau sănătate. Are o componentă socială. De aceea sunt reprezentantul și PSD și PNL. Da, apropo de Vlad Voiculescu, că l-ați pomenit, cum ați lucrat din postura de medic cu Vlad Voiculescu, ministrul sănătății? Am lucrat foarte bine cu Vlad Voiculescu. Ați lucrat bine. Da. Cu toate astea, USR vă acuză că ați întârziat transportul unui copil de la colectiv care ulterior și-a pierdut viața. El a fost transferat, spune USR, că prea târziu și dumneavoastră ați fi fost printre medicii care s-au opus. Cum e povestea asta? Eu zic să-i întrebați pe cei de la USR despre povestea asta. Eu cred că am lămurit subiectul ăsta, nenumăratele mele opinii, și cred că ei poate știu mult mai multe decât știu eu sau decât știu cei din vremea respectivă. Ce pot să vă spun e că primul ministru de atunci, și mă refer la domnul profesor Câmpeanu, Câmpeanu, premier interimar. Care era premier interimar, a fost un om extrem de energic și cu atitudine în problema aceasta. Domnului Bănicioi aveți ceva să-i reproșați? Nu. Nu aveți. Nu. Domnul Bănicioi a fost prezent, a fost activ. Ați răspuns oricărui solicitări. Da, dar mai dați și răspunsuri, Anapo, dacă avem de toate acea celebră declarație. Eu cred că răspunsul trebuie interpretat în contextul zilei respective, pentru că în momentul ăla chiar a fost o luptă, a fost o luptă reală în a avea toate resursele. Probabil că Nicu Bănicioiu în sensul ăsta a dat acest răspuns, dar eu zic că e mai puțin important. Eu zic că trebuie să vorbim despre capitală. Aveți ceva să vă reproșați după acel moment? Am spus că da, faptul că poate nu am fost eu mai decis în a spune că spitalele noastre din vremea respectivă aveau capacitatea de a trata în acut oamenii respectivi. Poate că asta trebuia subliniat, pentru că, repet, deci chiar avea această capacitate sistemul oamenii medical? Oamenii au fost extrem de profund afectați de acel incendiu, cu leziuni severe, severe. Iar colegii mei, credeți-mă, au făcut tot ce au putut să-i salveze. Medicina are și ea limitele ei. După tragedia de la colectiv, s-a schimbat sistemul medical românesc? Eu zic că în anumite privințe da, pentru că întotdeauna din lecții severe trebuie să înveți. Iar eu cred că s-a învățat ceva din momentul respectiv. Deci credeți că s-a învățat? E o lecție pentru întreg sistemul medical românesc? Eu zic că da. Domnule Cărstoi, unde locuiți în București? Locuiesc în sectorul 6, am domiciliu în sectorul 6, am o reședință la Mogoșoaia. La Mogoșoaia, în sectorul 6. Și mă ajută, nu e Nilfov Mogoșoaia, și mă ajută foarte mult acea reședință din Mogoșoaia. Dar tot în drumul ăla spre ieșirea din București. Mă ajută extraordinar 6. De mult, pentru că îmi dă o imagine reală a ceea ce se întâmplă în trafic zi de zi în București și ce s-a întâmplat, de fapt, cu Bucureștiul în acești ani. Pentru că, vă dați seama, oamenii au migrat din București în Ilfov. Asta duce odată cu migrarea oamenilor și la migrarea taxelor și impozitelor. Și așa scade o încasare din contribuabil la bugetul primăriei capitale. E o sursă. Mai e un lucru. Toți oamenii aceștia care nu sunt de acuzat, e o soluție. În București a scăzut numărul de locuințe, prețurile au crescut artificial la locuințe și asta e o problemă. Oamenii au dreptul la o locuință corectă în capitală, oamenii au decis să iasă în afara orașului. Asta ce face în fapt, dincolo de implicațiile bugetare, financiare? Pe asta duce la inevitabil o aglomerare a traficului, pentru că orice familie care stă în afara orașului are cel puțin o mașină, două, cu care se deplasează. Duc copiii la școală, merg la serviciu, pentru că toți lucrează în capitală. De aceea intrările în București sunt sufocate, sunt supraaglomerate. Numărul de mașini care intră în capitală pe zi, 1.500.000, da, enorm. De aceea, cât faceți de acasă până la spital? Spitalul, pentru cei care nu știu, zilnic, e la Eroilor, undeva zilnic, aproape de centru. Zilnic e o experiență de trafic dus întors de cel puțin două ore. Mai sunt zilele în care ții copilul de la școală, da? Iarăși complică. Pentru că în trafic sunt foarte mulți oameni care își duc copiii la școală și asta poate fi rezolvat. Nu ține nimic să facă primăriile
contracte cu instituțiile școlare utilizând mijloace de transport public. Da, trebuie să ai o viziune. Să fii să iei copiii dimineața, exact, să te duci la școală, ca să nu mai meargă părintele cu mașină. Destinat exclusiv copiilor care merg. Faci contract cu o școală, școala își plătește datoriile față de cine? Față de primărie, față de STB, și atunci poți să faci această... Da, trebuie să existe viziune, trebuie să existe un plan. De aceea m-am băgat, pentru că în opinia mea, dacă mă întrebați pe mine, Nicușor Dan e un primar de nota 4. Asta-i dați? Nota asta-i o dați? Da. 4? Și am dat note, 10, sau? Și am dat note toată viața mea. Și la fel de exigent ați fost și cu studenții? La fel. La fel, e un primar. S-ar putea să vă fi rupt din voturi involuntar. Domnul Zahman e de nota 4 pentru că nu a avut o viziune. El are doar niște gânduri pe care le inoculează oamenilor și atât. Gândiți-vă că a fost primar 4 ani de zile. 1400 de zile. Zeci de mii de ore. Și ce am făcut? Am schimbat mai puțin de 100 de kilometri de țevi. Păi nici ăștia nu erau schimbați, domnule Cristoiu. Domnul Zahman, primarul semnează ordinul de începere a lucrărilor și dă drumul la treabă. Nu schimbă primarul țeava? D'accord. Ce a făcut în restul timpului? Dar ce a făcut bine? Vă place ceva din ce a făcut Nicușor Dan? E un om inteligent, dar problema domniei sale e că nu poate coagula opinii. Nu poate coagula opinii. Gândiți-vă că eu am lucrat tot timpul, eu am fost un om bătăios și când am vrut ceva pentru instituția pe care o conduc și până la urmă nu neapărat pentru instituție, pentru oamenii care apelează la instituția aia. Asta e finalitatea. Nu m-am lăsat până l-am obținut. Cu doamna Firea cum ați lucrat ca primar? Doamna Firea, am prins-o foarte puțin și am avut o colaborare bună, în sensul că la un moment dat, în plină pandemie, se punea problema asigurării unor locuințe pentru personalul medical, care nu avea cum să mai ajungă acasă. Recunosc că am sunat-o și a fost extrem de promptă. Extrem de promptă, mi-a oferit ajutor și lucrurile au mers bine. Ce notă i-ați dat, domnule Firea? Notele le țin doar pentru elevii corigenți. Deci doamna Firea se califică... Aici se pune problema promovat sau admis. Deci e promovată doamna Firea, Nicușor Dan a fost respins. Cu domnul Piedone ați interacționat? Cu domnul Piedone, deși spitalul universitar se află pe raza sectorului 5... Unde? În 5 sau în 6? În că e la limit acolo. În 5 este. Deci sunteți cu pot să vă locul spun, de muncă în sectorul pot domnului Pot să Piedone. Vă spun așa. Nu am strâns zăpada în timpul iernii. De primăria nu ne-a ajutat niciodată. Primăria nu a asigurat în niciun fel plata utilităților spitalului universitar, deși deservește tot sectorul 5. Primăria sectorului 5 nu toaletează pomii, primăria sectorului 5 nu face nimic pe spațiile primăriei care deservește mai mult. În schimb, domnul primar e foarte activ în anumite zone ale sectorului 5 care arată bine. Arată bine. În ce zonă? Rahova, zona aceea? Da, acolo s-au schimbat niște lucruri. În schimb, în zona asta, dinspre spitalul universitar, Cotroceni, acolo lucrurile, cel puțin la spitalul universitar, nu am simțit prezența domnului primar, ba mai mult, cred că este singurul primar de sector care nu mi-a răspuns niciodată la telefon. Probabil că plimba roaba, probabil. În schimb, ce pot să vă spun este că domnul primar Ciucu, De fiecare dată ne-a asigurat un sprijin. A fost un eveniment de importanță națională la Spitalul Universitar, semnarea Planului Național de Redresare. Când a venit doamna von der Leyen. Exact. Și atunci, logic, că se punea și problema să ne uităm puțin și în jurul spitalului, să fie curat, să fie ca orice om gospodar, să nu ne facem de râs, fața vizitelor externe. Primăria sectorului 5 atunci nu ne-a oferit niciun ajutor. Da? A trebuit să folosim niște resurse individuale, să vorbim cu primarul Ciucu, care de fiecare dată a răspuns. Păi dacă în fața unui interes național nu lăsăm tot felul de aceste partipriurile astea, nici nu se punea problema. Eu eram director unui spital, am un doctor. Da? Vă dați seama, cred că o colaborare cu domnul Piedone ar fi utilă, însă dânsul e un bun primar de sector, da? Păi din ce ați spus până acum nu pare nici măcar un bun primar Zonele de sector. Zonele din sectorul 5 pe care vi le-am spus Rahova, arată bine, însă e un bun primar de sector. Și un sector e mult. Pentru domnul Piedone. Cu toate e mult.
Cu toate acestea, domnul Piedone stă pe primul loc în sondajele de opinie. Credeți în sondaje sau nu? Dacă ar fi să cred în sondaje, v-aș spune, hai să nu mai facem alegeri de azi. Da? Vă întoarceți la spital? Hai să punem oamenii în funcții publice după cum arată sondajele. Da, uitați-vă și sondajele. Eu în meseria mea am folosit studii cu relevanță statistică. Tot un fel de sondaje. Tot un fel de sondaje, dar care dau niște concluzii relevante statistic. Și care e concluzia? Că puteți să câștigați? Eu sunt convins că lucrurile se vor schimba. Dar pe ce vă bazați? Pe activul PSD-PNL? Domnul Zahman. Pare că o parte se duc către Piedone. Sondajul ăsta e făcut la începutul, imediat după ce s-a anunțat candidatul comun al alianței PSD-PNL, adică eu. Eu până în ziua respectivă nu am fost un om cu atitudine politică publică. Pe mine oamenii nu mă cunoșteau. Da. Rolul meu e să le transmit mesajul și să înțeleagă că pentru București aș putea fi o soluție de reprezentare. Gândiți-vă că eu nu cred că are o relevanță acel sondaj. Mai mult de atât, 16%, 20%, am văzut mai multe variante, da? Credeți-mă, eu sunt mulțumit dacă eu am reușit să conving, să fiu clar în mesajul meu pentru o cincime din bucureșteni, pentru mine e un lucru mulțumitor pentru acest moment. Dar sunt convins că lucrurile sunt într-o continuă schimbare. Și până la urmă, hai să vedem și cine va candida la primăria asta capitale. Eu sigur voi candida. Și da, sunt reprezentantul și al PSD și al PNL și da, susținătorii și ai PSD-ului și ai PNL-ului vor fi și sunt de partea mea. Sunteți sigur? Pentru că asta e discuția, că o parte din votanții PSD s-ar duce către Piedone, fiind atrași de modul lui de a face politică. Sunt mult mai șarmant decât domnul Piedone, domnul Zahman. Să lăsăm bucureștenii să decidă. Exact. Dar asta spun sociologii, nu spun eu. Ați ascultat și dumneavoastră, probabil, aceste opinii venite de la partid. Că o parte din votanții PNL se duc către Nicușor, cei de la PSD s-ar duce către Piedone. Păreri sunt multe, dar eu sunt ferm convins că și PSD-ul și PNL-ul, această alianță va fi lângă mine. Și de ce? Păi gândiți-vă că e o șansă unică pentru capitală să aibă un Consiliu General dominat de PSD-PNL. E clar că veți avea majoritate. Să aibă un primar reprezentant al acestei alianțe și mai mult de atât, această structură care până la urmă legiferează și administrează capitala, să poată avea o conexiune directă cu guvernul. Pentru că e foarte important acest dialog. Dincolo de buget, v-am mai spus, e vorba de fonduri europene, e vorba de alte linii de finanțare. Bucureștiul trebuie să învețe să trăiască nu numai din bugetul de stat. Auzeam inevitabila discuția metroului din București. Păi, ani de zile, primarii capitalei, primarul general al capitalei vroia metroul, da? Îl vroia. Și nu-l dădea guvernul. E, astăzi suntem invers, în sensul că guvernul vrea să dea metroul Bucureștiului, nu-l iar primarul nu-l vrea. Spune că, că nu e sigur că va primi și transferul metroului de la guvern la primăria capitalei se face cu tot bugetul aferent, deși subvenții. Spaima domnului primar e nejustificată. Dar tot dânsul vorbește de rezolvarea problemei traficului. Pe una din condițiile esențiale în rezolvarea problemei traficului este să ai un trafic public integrat, un transport public integrat. Păi metroul face parte din transportul public integrat. Veți lua metroul la primăria capitalei. Cu siguranță. Una din esențele problemei este să monitorizezi timpii și să corelezi mijloacele de transport în comun. Cum ar fi să avem stații unice pentru tramvai, autobuz și troleibuz? E o soluție. Să fii corelat cu timpul de sosire a unui astfel de mijloc de transport în comun cu timpii metroului. Metroul trebuie extins, trebuie o linie nouă de metrou. Astea sunt realitățile. Când ați mers ultima dată cu metroul? Cu metroul. Știți, eu am un autovehicul personal și îmi place să conduc, recunosc. Uneori mă enervez pentru că stai în trafic ore în șir și... Bun, e o sursă de moment nici măcar de relaxare. Te mai gândești ce mai ai de făcut. Însă am mers cu metrou și am mers și cu tramvaiul. De ce? Pentru că eu sunt pregătit să-mi învăț copilul de 5 ani. Sunt sigur că el va trăi într-o generație nouă. Da? Am văzut atâția, fără mașina? Am văzut atâția studenți la medicină. Să știți că ei sunt extrem de diferiți de la un an la altul. Se schimbă mentalitatea. Și cred că e un mare avantaj pentru mine că pot să înțeleg tinerii, dar pot să-mi înțeleg și colegii profesori universitari care au o anumită vârstă. Mentalitățile sunt diferite, dar toate au un scop, să fie
bine, să fie calm, să fie o atitudine normală. Vorbeam de metrou și de tramvai. L-am învățat pe cel mic că e bine să folosim mijloacele de transport în comun. Și am mers cu el cu tramvaiul, am mers cu linia 45, am făcut un drum dus-întors între Mezeș și Podul Constanța. Am încercat să-i explic cronometrând timpii. Adică între Gara de Nord și ieșirea... Nu, ieșirea din București, din București la Chitila, da. Podul numărul Constanța. Numărul 45 ajunge pe la Gara de Nord. Și am stat și ne-am tot gândit, zic, uite, hai, cum să facem? Da? Care-i timpul? Cât facem cu mașina? Am încercat să-i fac o comparație. Sigur, pentru moment, comparația n-a fost în favoarea mijloacelor de transport în comun. Apoi l-am dus cu metrou de la Străbulești până la gară, tot așa, să vedem. Și ce l-am mai învățat? L-am învățat să folosească, am mers cu autovehiculul până la Park and Ride-ul de la Străbulești, care era gol, gol. Oamenii nu-și lasă mașina acolo ca să ia metrou în continuare. Gol. Asta trebuie să învățăm copiii noștri, să folosească și aceste mijloace de transport. Dar trebuie să le și oferim. Trebuie să le oferim 100 de autobuze? Nu monitorizează nimeni timpii. Nu monitorizează nimeni pe sistemul de monitorizare a traficului, pe sistemul de semaforizare inteligentă. Discutăm de semaforizare inteligentă în București, într-un sistem integrat, 50%, 60% grad de realizare după o discuție de aproape 15 ani, asta trebuie finalizat. Domnule Cârstoiu, luăm o scurtă pauză de publicitate, ne presează timpul și apoi aș vrea să-mi explicați ce lecție politică ați primit de la Traian Băsescu. Revenim! Ne-am întors. Domnule Cârstoiu, ce lecție ați învățat de la nașul dumneavoastră, Traian Băsescu? De la președintele României. Fost președinte al României, da. Dacă ar fi să spun, lecția cea mai importantă e faptul că întotdeauna la domnia sa am văzut o preocupare majoră pentru interesul național. Și asta am văzut constant în decursul a ceea ce a făcut și e de apreciat. I-ați fost și medic sau doar fin? De toate. De toate. Și cu toate astea... Și nașca, am botezat pe cea mică a Elenei. A Elenei Băsescu. Deci chiar sunteți cu scrie acum, nu? Naș, nu mai știm ce sunt. Nu mai știți ce sunteți. Și cu toate astea, Traian Băsescu... Păi de-aia spun. V-a recomandat să nu candidați. Da, pentru că era o discuție... Eu sunt tată și asta era centrată discuția legată de a nu candida. Nu au pe faptul că nu o să mai avem timp pentru copii. Și o atitudine normală și logică. Până la urmă, fiecare dintre noi avem una. Și dumneavoastră, și orice cetățean. Unul e botezat. Și astea sunt niște lucruri care sunt normale. Trebuie să le ții însă într-o relație corectă, frumoasă, de familie. Cum ați ajuns să... Mai sunt candidați care au nașcă. Și doamna Firea, și domnul Burduja. Cred că și domnul Piedone s-ar putea să aibă un naș. El vrea să fie nașul tuturor și nașul dumneavoastră politic. Dar cum ați ajuns să fiți cu mâna de Traian Băsescu? Oho, eram un copil, aveam 23 de ani. Eram student în anul 5. Ne știam, aveam o relație... Prin intermediul tatălui dumneavoastră care era o relație cu părinții mei. Uh-huh. E o chestie atât de intimă. Da. Eram tineri și frumoși. Dar bănuiesc că nu regretați. Doamne ferește! Chiar dacă viața politică v-a dus în partide diferite. Domnul Zama, astea sunt lucruri care țin de structura omului. Un om normal nu-și neagă relațiile de familie, nu-și neagă rudele. Numai cine nu are caracter face asta. Dar credeți că o să-l convinge să vă voteze? Bănuiesc că mai are buletin de București. Să știți că eu vreau să conving bucureștenii să mă voteze. Și dânsul e un bucureștean. Și Robert Negoiță, primarul sectorului 3, și el avea îndoieli că nu v-ar vota. Care l-ar cu Robert Negoiță nu ne cunoșteam. Uh-huh. Cu Robert Negoiță am avut mai multe întâlniri. Am mers împreună prin șantierele pe care le face el acolo. El se pricepe foarte bine să construiască. Și eu mă pricep și un pic la partea asta de botanică. Am discutat despre plantele de acolo. Găsim subiecte de discuție. Iar Robert, sunt sigur că va fi... Nu sunt sigur. Sunt convins că e partenerul meu. O să vedeți asta. Și Rareș Bogdan e partenerul nostru? Și Rareș e partenerul meu. L-ați învățat puțin anatomie între timp? El mă învață ceva, eu îl învăț altceva. Cu domnul Alexandru Rafila cum lucrați? Sandu Rafila mi-a fost asistent de grupă în facultate. Ne cunoaștem de multă vreme. Adică dumneavoastră erați profesor și el era asistent. Eu eram student și el mă învăța. Deci el era asistent și dumneavoastră era student. Și
am avut o relație foarte bună. Pe vremea aia era un profesor renumit acolo, una din figurile înțelepte ale medicinii, profesorul Combiescu, căruia îi poartă toată lumea un mare respect. Și să știți că Alexandru Rafila e un om energic, e un om hotărât. Mie îmi place de el. E un om care știe ce e medicina până la urmă. Știți că unele de voști din PSD și PNL asta cârcotesc. Așa. Că de fapt ați vrea să fiți ministrul sănătății într-o viitoare guvernare. Domnule Zahman, puteam să fiu de multe ori ministrul sănătății în viața asta, dar nu am luat la momentele respective decizia de a face pasul ăsta. De multe ori mi s-a propus asta și am zis că e mai bine să fiu eu convins că am ajuns în medicină până la un punct la care pot să iau decizia din ziua de azi. Să știți că de multe ori puteam să fiu ministru al sănătății. Și ați refuzat? Da. Și veți refuza în continuare? Păi eu candidez la primărie, iar tot efortul meu, toată energia mea va fi tocmai în scopul de a fi primar. Trebuie să aveți și un plan negativ în mapă. Nu am plan negativ. Nu. Pentru că eu cred că mesajul meu va fi mesajul câștigător, domnul Zahman. Și dacă veți ajunge primar, ce faceți? Abandonați de tot spitalul? Halatul? Păi eu nu pot să înșel așteptarea a 2 milioane de oameni, domnul Zahman. Eu o să servesc orașul. Deci renunțați la cariera de medic. Eu o să servesc orașul. Și nu e greu după atâția ani? Pe mine, voi dacă fi doctorul m-ar, tuturor... pune cineva, m-ar pune cineva să nu mai fac jurnalism, nu știu, nu cred că aș putea. Domnul Zahman, eu tot aia voi face. Voi fi doctorul capitalei. Voi da sănătate orașului. Mă ajută enorm. Aveți grijă cu acest slogan, domnule doctor, că a mai fost un primar de la Spitalul Universitar, domnul Sorin Oprescu. Da, sigur, suntem doi oameni total diferiți. Ați avut vreo dispută cu Sorin Oprescu? Aș minți dacă aș spune că am fost într-o relație lapte și miere. Nu, când erați doctori amândoi la spital. Nu. Am procese cu Sorin Oprescu, fără număr, da. Păi da, pentru că domnia sa de acolo de unde e continuă stilul dânsului. Suntem doi oameni mediterane. Suntem doi oameni total diferiți. Dar ce aș vrea eu să vă spun este că m-am întrebat tot timpul. A fost un primar bun? A fost un manager bun? Ce a fost? Și am ajuns la concluzia că asta aș putea să mă întreb despre oricine care a avut mai multe poziții publice și despre Traian Băsescu. Pot să mă întreb ce a fost? Primar bun? Președinte bun? Ce vi se pare că a fost Traian Băsescu? Un primar mai bun sau un președinte mai bun? Eu cred că a fost un om devotat țării lui, indiferent că a fost la primărie și în partea cealaltă. Și despre Gabi Firea pot să-mi pun aceeași problemă. Și despre Crin Halaicu. Părerea mea este că a trebuit să terminăm. Istoria va spune asta. Și haide să revenim în prezent, la viitor, la București. Pentru că și pe mine mă puteți eticheta altfel. O să puteți să întrebați peste anul ce a fost Cârstoi, un manager bun, un decan bun. Nu știu, eu am condus instituții mari cu zeci de mii de oameni care mi-au fost în subordine și la spital și la facultate și credeți-mă că rolul meu a fost de a da speranță celor care utilizează serviciile de medicină, de educație. Asta o să fac și în București. Eu vreau să, efectiv, vreau să-mi dedic activitatea mea a orașului. Sorin Oprescu primește notă de trecere ca primar? Nu. Nu primește? Nu. Dar ca manager de spital? Vi se pare că ar putea primi? Da, au trecut ceva ani încât nu m-am mai gândit în ultima vreme cum arăta Bucureștiul pe vremea lui Sorin Oprescu, dar lipsește acea autostradă suspendată. Bun. Asta a fost cheia unei campanii electorale de succes în care oamenii au fost mințiți. Ce ar fi să vă spun eu astăzi că mâine ne vom plimba cu telegondola prin capitală? N-am să fac în viața mea o astfel de mizerie. Dacă manager de spital Sorin Oprescu a fost mai bun decât ca primar? În egală măsură. În egală măsură. Familia ce a spus despre decizia dumneavoastră de a candida la primăria capitalei? Rolul familiei să fie un suport. Și asta este. Dacă n-aveți un copil de 5 ani, nu știu dacă soția și copilul sunt cei mai încântați de faptul că... Rolul familiei să fie un suport. Vă doriți o carieră politică. Și credeți-mă că un zâmbet de la copilul meu face cât 1000 de comentarii pozitive. Apropo de comentarii pozitive, de ce n-aveți conturi de Facebook, de TikTok, de Instagram? Ce vă spuneam, nu am avut intenția să am o viață publică. Nu am conturi de Facebook, nu am avut, că acum încep să apară. Tocmai pentru că nu am fost adeptul punerii pe tapet a vieții public, vieții personale a unei persoane în spațiu public. De aceea, cinstit, chiar aveam discuții cu colegii mei mai tineri de la spital și încercam să le explic că viața ta e viața ta când nu ești o persoană publică. Când ești o persoană publică, sigur că da. Dar e o modă, e un trend pe care nu pot să-l neg.
Eu am zis că oamenii mă vor aprecia pentru ce sunt eu ca om. Dar trebuie să vă cunosc, trebuie să ajungă la dumneavoastră. Și acum am învățat. E foarte important. Recunosc. Îmi plăcea să mă uit pe TikTok seara înainte de culcare. Recunosc. Da? Acum o să-l folosesc și eu. Politic. Nu. În scopul de a arăta oamenilor ce sunt și cine sunt. Dincolo de a fi politician, o carieră eu cu care... Eu nu sunt politician. Da, trebuie să eu mă acomodați cu acest rol. Domnul Zahman, eu sunt un exponent al alianței PSD-PNL, dar eu nu sunt înscris în niciunul dintre cele două partide. Și nu vă veți înscrie nici după alegeri. Eu cred că în momentul de față sunt cea mai bună reprezentare a concepțiilor PSD și a concepțiilor PNL. Ei nu s-au iubit unii cu alții. Nici acum. Rareș Bogdan spune că e o căsătorie din interes. Astea uneori sunt de succes. Va fi la fel și în cazul dumneavoastră. Asta sperați. O căsătorie din interes de succes. Dar ce vă place mai mult? Să fiți profesor sau medic? A, aici e foarte delicat răspunsul și e foarte bună întrebarea, pentru că să știți că eu, ca medic, am un rol. Rolul meu este să-i învăț pe tineri medicină. Deci eu cred că le-am îmbinat pe amândouă. Așa facem trecerea la ultima rubrică. Vă ofer două variante de răspuns și dumneavoastră alegeți. Ia să vedem. Fractură de braț sau fractură de logică? Poate fi o relație bidirecțională. Deci, ori amândouă, ori niciuna. Leon Dănăilă sau Irinel Popescu? Ambii sunt doi medici extrem de respectați. Fiecare a făcut carieră în domeniul lui de activitate și credeți-mă că tot respectul pentru oamenii care reprezintă ceva pentru țara asta. Deci sunt modele pentru dumneavoastră? Modele. Modele. Hagi sau Dobrin? E același lucru, pentru că dacă vorbim despre fotbal, și Hagi și Dobrin sunt două figuri emblematice ale sportului. Sigur, Dobrin e piteștean, nu? E piteștean, da. Întâmplător, părinții mei au avut o relație bună cu familia. Cu familia Dobrin? Da. Deci l-ați cunoscut pe Nicolae Dobrin? Da, eram copil. Dar eu cred că ambii fac parte din acea galerie pe care puține popoare o au. Sigur, noi trebuie să ne promovăm valorile, pentru că noi trebuie să avem respect și față de profesorul Irinel Popescu, și față de Leon Dănăilă, și față de domnul Hagi, și față de Dobrin, și sunt mulți alții, da? Sunt mulți alții care sunt sau care nu mai sunt. Marele secret al reușitei unei națiuni este să-i aprecieze pe oameni cât timp sunt printre noi. Cismigiu sau Herăstrău? Mie îmi place foarte mult Parcul Herăstrău. Alergam în Parcul Herăstrău dimineața, da? Alergam mult acum câțiva ani. E bun alergatul pentru sănătate? Sportul, în general, este o condiție esențială pentru sănătate. Acum citesc tot felul de studii care spun că îți distruge tendoanele, haide să fim serioși. O oră de exercițiu fizic zilnic, o jumătate de oră de exercițiu zilnic fizic este major pentru o bunăstare a sănătății. Apropo de sănătate, bere sau cartofi prăjiți? Nici una, nici alta. Care deși îmi plac amândouă. Și răul cel mai mic? Răul cel mai mic pentru sănătate? Pentru sănătate. Răul cel mai mic pentru sănătate e greu de găsit vreodată. S-au străduit atâția să-l găsească și pe cel mai mare și pe cel mai mic și n-avem un răspuns. Bal sau spital? Și una și alta sunt... Merg, sunt complementare. Da. Ion Cristoiu sau Cristian Tudor Popescu? Eu îi apreciez și pe maestrul Cristoiu. Tot ne confundă toată lumea. Ba Cristoiu, ba Cristoiu. Sparonime până la urmă. Exact, a comentat și domnul Cristoiu. Asta e. Să nu mă confundați cu actualul candidat. Mai gravă e confuzia cu tatăl meu, că îl cheamă Ion Cristoiu. Exact. Da. Și dacă scrieți pe Google, ați făcut acest exercițiu? Am făcut. Scrieți Ion Cristoiu și apare domnul Cristoiu. Da. Sigur că da, Cristian Tudor Popescu, domnul Cristian Tudor Popescu, sunt doi jurnaliști, doi oameni de cultură. Câți nu și-ar dori din oamenii politici de azi o opinie favorabilă de la cei doi? Mulți. Toți politicienii. Mulți. Și eu, cinstit, nu mint, am citit, am învățat din ce au scris despre mine zilele astea și eu le mulțumesc, pentru că eu consider că opinia dânsilor, fără aiperia, e o opinie corectă. Piața Obor sau Piața Matache? Ambele... Trebuie regândite. Eu merg în piața 16 februarie. Doctorat plagiat sau școala vieții? Eu cred că școala vieții e cea mai importantă, pentru că dacă știi să ai principii,
lucrurile te îndeamnă a nu greși. Domnule Cristoiu, ultima întrebare. Care e orașul dumneavoastră preferat? București. Dincolo de București, din lume. Atena. Și v-am spus de ce, am mai spus de ce. Este un exemplu de dezvoltare urbană durabilă. Jocurile olimpice de la Atena în 2004. Au fost o cotitură în evoluția acestui oraș. Era o ruină, un șantier înainte de Jocurile Olimpice și un oraș admirabil și care își menține dezvoltarea durabilă. Asta trebuie să facă un primar. Trebuie să aibă inteligența împreună cu guvernul, să fie susținut și să atragă ceva care să schimbe fața unui oraș. Să atragă o emoție, un eveniment. Asta trebuie. Domnule Cristoiu, am ajuns la final. Vă mulțumesc mult pentru discuție și vă mai aștept aici și la eu. Prima TV. Cu siguranță ne vom mai întâlni. Campania e lungă și vă aștept chiar și din postura lungă de primar sau în continuare manager al Spitalului Universitar. Mulțumesc încă o dată, atât pentru prima parte. După pauză aflați cum se vede competiția politică pentru București de pe malul Dunării, de la cetate, de la scriitorul Mircea Dinescu. Rămâneți cu noi, revenim. Bun găsit din nou! Cum vede scriitorul Mircea Dinescu desemnarea medicului Cârstoiu în rolul de candidat la primăria Capitalei? Cine va pansa rănile politice suferite de Gabriela Firea? Bine ați venit, domnule Dinescu! Dincolo de rănile, așa zisele răni ale Gabrielei Firea, la o țară de pacienți trebuie să vină un doctor, da? Din păcate, pentru acest medic, se repetă puțin istoria. Noi am avut un medic de la acel spital care a devenit primarul Bucureștiului, domnul Sorin Oprescu, foarte iubit și care după ce a ciordit cât a ciordit a tulit-o în Grecia să facă și el plage pe malul Mării Mediterane. E frumos. Da, Grecia e o țară care vă place. Are un desc. A avut gusturi bune. Măcar. Deci nu văd sensul acestor pescuitori în ape tulburi cum sunt polițienii noștri, care vreme de câțiva ani de cât sunt ei la putere nu-și cresc ei în pepiniera partidului niște tineri lupi, cum zicea Marin Preda, cum îmi zicea mie, că sunt un tânăr lup, știi? Care să le ia locul și să fie buni vorbitori, să fie niște figuri, că asta e o meserie foarte tare să fii politician. Din păcate, 99% intră în politică că e o afacere, sunt niște oameni nereușiți, odată deveniți politicieni, au succes la gagici, le pot angaja, înțelegi, pe banii noștri ăștia, secretare, șofer, fete pe banii poporului, știi? Nu se uita nimeni la ei. Ăștia n-au fost capabili, nici liberalii, tot timpul au ieșit la agățat pe stradă, știi? De aici, de acolo, de nu știu ce. Și o soluție salvatoare. Nu găsesc ei din carul și-au găsit un medic care, săracul, mai seamănă și cu Traian Băsescu, cu care ceva de... Nu doar că mai seamănă, e finul lui Traian Băsescu. E finul, am aflat după aia că... Dar are ceva din chestia și cum era Traian Băsescu. Da, și cum vorbește așa și... câine de ăsta de, da, de oraș, cum se cheamă câine de oraș. Maidanez? Maidanez, și are ceva. Băsescu a fost dușmanul maidanezilor, da, domnule. Da, el era el însuși un maidanez. Și nu suporta să se vadă mai multe exemplare pe străzile Bucureștiului. Deci acest medic, pe care eu nu-l știam... Deci nu l-ați cunoscut, n-ați ajuns la universitate. Din fericire. Din fericire. Și eu sunt în aceeași situație cu dumneavoastră. Eu am prieteni medici și îmi place să stau cu ei la masă. Și am nu pe masa de operație. Foarte deștepți, inteligenți și mari medici, așa, cu care m-am împetrit din când în cât timpul. Acest domn, eu înainte să-l văd, am crezut, bă, ăsta o fi o figură, o... Aiurea, știi ce zic? Aiurea, că l-am văzut după ce a fost acceptat de ăștia din PSD și de liberali, am văzut cât drăguț era cu asta, cu Firea, Gabriela Firea. Cu Gabriela Firea, cu nu știu ce, primarul de la sectorul 2. Băi, Vasile, băi, bun, să pupă. Bă, nene, ai și tu puțină demnitate. Vii din afara lumii politice, nu te comporta ca ăștia, știi? Ca o mică slugă, știi, și... Nu mi-a plăcut. Nu v-a plăcut? Nu. Prima impresie. Da. Da. Aveți timp a să vă schimbați la pe... examenul ăsta a primei impresii. Dar pe Oprescu l-ați cunoscut? Pe Oprescu l-am cunoscut. Înainte să fie primar? Cred era că medic? L-am cunoscut înainte să fie primar și Oprescu avea un soi de aur așa. Era uns cu toate alifiile. Era șarmant cumva. Era da? Șarmant și era... de exemplu, nu știu cine era, un prieten al meu internat la un spital...
Și ăștia n-aveau branule, nu știam ce naiba e branula aia de băgat în venă. Perfuzie, da. Și am dat telefonul Oprescu, măi, zic, fii atent, că el simpatiza cu Plaicu Boi, cu Academia Cațameni, era băiat deștept, așa, așa. Și m-am dus și mi-a dat un sac de branule să le fac cadou spitalul ăla unde era amicul meu. Deci era atent puțin la ce se întâmplă în jur. După aia s-a înconjurat și el de niște bandiți siniștri pe care i-am cunoscut întâmplător și mi-am dat seama că s-a zis cu el, știi? Că până la urmă, știi, cam pușcărie, știi? Aici, cu poliția nu știi cum e. Sunt oameni, unii cum se cade, care fac o greșeală în viață și intră în pușcărie. Sau un mic hoț de buzunare. Mă, după 5 ani de pușcărie, se profesionist. Învață meseria de hoț adevărată, știi? Cam așa și ăștia, știi? Intră fete mari și ies de acolo parașute, știi? În lumea politică, știi? Nu se pot lăsa de furat cu să devină cât mai bogați cu putință, cât mai, știi? Ceva foarte trist, știi? Că asta, meseria de polițian, încă o dată, e foarte e importantă și e, poți să ai vocație și să ți-o duci până la capăt, știi, cum s-a întâmplat între cele două războaie, știi? Să poți schimba lucrurile. 90% din polițienii între cele nu intrau în poliție să îmbogățească, erau ei oameni bocați, da? Toate intrau să schimbe societatea. Da. Erau fie mari avocați și câștigau ca mari avocați, știi? Erau oameni cu doctorate la Paris și la Viena, nu făcute pe malul gârlii aici, la facultățile particulare, știi? E de necrezut, e o categorie șleampătă și jalnică policianul din România. Dar uitați că vine câte un medic nou din afara politicii și nici pe ăsta nu l-ați votat. Păi nu-l votez pentru că el nu imprimă o altă cale și un alt mod de a exista ca polițian, un soi de demnitate. Bă, tu vei conduce Bucureștiul. E mai tare decât să conduci un spital unde ai împiciorongit oameni sau ce era cu... Ortoped, da. Ortoped, i-a pus, da? Pe picioare. Și Bucureștiul este fără picioare, fără... Schilodit. Pune-l, ridică-l pe două picioare. Sunt sceptic. Și, nu deci, credeți după, că va câștiga? După cum face el de frumos acolo? Nu cred că... Eu cred că ăsta care e mult, mult mai șmecher ca el... Piedone, cu stilul lui, că Piedone e un soi de... filozof de mahala, așa, da, știi? De sector 5, da. De Ferentari. Are, da, adică e foarte inteligent, Piedone, înțelegi? Știe, are și un limbaj interesant. Și cum s-a lansat el, el s-a lansat ca Petrache Lupul, l-a maglavit. A venit cât era Kellner cu o sită în care să râse smalțul și acolo a apărut semaica Domnului. Acum vreo 25 de ani. Nu era polițian. Da, da. Era inspector la... Nu era inspector, nu. Era Kellner, șef de sală. Șef de sală, da, bucătar, da, sau da, da, da. A fost șef de sală, da, așa. Da. Dar și chestia aia s-a dat la toate știrile. Uite, un... Și el explica foarte... Domnule, uitați ce mi-a ieșit în... A apărut maica Domnului pe o sită. Da, a apărut, s-a arătat maica Domnului. Și s-a arătat ca dovadă că l-a ajutat maica Domnului aia din sita aia nefericită de a ajuns primar și riscă să ajungă primar al Bucureștiului. Riscă, da. Pentru că este Piedone mai curajos ca ei, știi? Dacă el era mai slugă cu ăștia de la PSD și la PNL, probabil că îl puneau, dar el are un soi de... El știe că nu-i bine să devină un simplu băiat de minge al lui Ciucă și al lui Ciolacu. Și atunci a venit, deși îl are în spate pe bătrânul... Varan. A? Varan. Varan, care a evoluat foarte bine. E preot. Da, a terminat teologie, domnul Dan Voiculescu. Da, domnul Voiculescu e preot și face slujbe și te cheamă la spovedanie. V-ați povedi la domnul Dan Voiculescu? Nu m-aș povedi, dar și, nu știu dacă a început să și spovedească sau pe cine bagă el sub sultan acolo. Pare că mai degrabă spovedește politicieni. Câte gagici le bagă la spovedanie de la televiziunea lui. În fine, dar e o chestie foarte tare. Înseamnă că pe el îl roade o anume vinovăție. Știi? Un lucru interesant, știi? Că pe Iliescu e greu să-l vezi călugărul. Păi nu, dar el a zis că este liber cugetător în 96, da, atunci în dezbaterea cu Constantinescu. Nu e nicio rușine să fii liber. Evident, din fiecare crede în ce vrea. Mari artiști ai lumii care au fost liber cugetători.
deși s-a folosit și el de preoți, foarte, din păcate, pentru preoțimea română, știi? Cei mai mulți au venit pe vremea lui Iliescu, veneau la toate adunările, de, în fine. Deci pe Piedone îl vedeți favorit la primăria capitalei? Bă, Nicușor, culmea e că i-am citit un articol al lui ăsta, al primarului capitalei. Despre cine? Despre matematică era. Da. Despre Solomon Marcus. Despre Solomon Marcus. Foarte bun, nu v-a plăcut? Era un articol foarte frumos. Să mai căutați și articolul despre, de la moartea, necrologul de la, despre Voicu Rădescu. Numai la că el foarte bun. Scrie frumos, dar nu știe să fie el frumos în relațiile cu lumea. Am văzut cum a venit un handicapat, un domn bolnav și a zvârlit niște bani în față. Și el a venit așa un soi de... El părea un monstru speriat așa, păi... Nene, de ce nu reacționezi cu inteligență la... Nu. Du-te și... Nu poate să-și arate empatia. Sărută-i poala hainei, ai grijă. Pe de altă parte, am tot văzut politicieni, domnul Dinescu, de acest fel, care empatizau în fața camerelor de filmat și apoi în spatele ușilor nu făceau nimic. Nu știu, adică... Deci, acel articol al Nicușor m-a impresionat, că e un om talentat, într-adevăr, și inteligent. Da, nu degeaba a fost în lotul României la Olimpiada de Matematică. Nu inteligența, apropo de... Nu te face un bun politician. Te ajută în această meserie, știi? Mai aveți buletin de București? Buletin de București încă mai am, dar la mașină am numere de Oltenia, de Dolj. Deci pe cine, unde ați vota? Mai degrabă în capitală sau pe Olguța Vasilescu la Craiova? Nu, nu mă duc să votez pe Olguța, nu? Care a interzis găinile din Craiova. În sens metaforic sau la propriu? Nu, nu, la propriu? Da, da, de că atât, măi, ce înseamnă totuși prostia omenească. I-a spus că probabil are vilă undeva pe la marginea Craiova, acolo, și adică nu e voie, dacă te prinde că ai găini în curte, te amendează și ți sacrifică găinile. Adică dacă stai la casă în Craiova, n-ai voie nu știu, să... Eu nu știu unde stă, da. Dar a dat această chestie. Bă, trebuie să fii nebun. Adică sunt oameni care au copii, nu stau chiar în centrul Craiovei, acolo, la blocuri, să crească, dar sunt pe la marginea și au o grădină o casă, da. Și cresc câteva găini, să dea copilului, nu o dalea cu o travă, ci o de-astea, bio, cum ar veni, știi? Eu cumpăr ouă de la bătrânele doamne din Calafat, de la piatră, am gândit, bă, ia să iau și eu 8-10 găini, să mă duc dimineața să... Să luați ouă din cuibar. Ouă ăla, știi? E o mare plăcere să mănânci un ou. Știi clar că nu mai știi câteodată și bătrânele astea, când mă văd acolo în sate, că sunt magazine de-astea care vând hrană pentru găini și care sunt tot chimice, de fapt. Că ce folosesc ea la marile crescătorii, încep să folosească, din păcate, și țăranul român, știi? Cum am auzit că unii dau la porci mâncare pentru câini, că e mai ieftină, cumpără din, da? Da, din Serbia, da. Da, mi-a spus unul, domnul Dinescu, zice, vedeți că, zice, domnule, ăștia cresc unii porci și cumpără din Serbia, că e mai ieftină decât porumbul și decât grâu, mâncare pentru câini. Și îți dai seama, ce când tai porcul, că ce are în intestin, că e o fecare de porc, are oricum mirosul, dar ce alea sunt sinistre, sunt negre, sunt așa. Și te îngrozești puțin că îți cumperi porc de bio, și, bio și de fapt ele începe să latre, este și mușcă, cum a apărut vaca nebună, știi? Vaca nebună care a apărut în Anglia, știi cum s-a descoperit? Le hrăneau cu totul de cu carne, știi, băgau în făina aia de porumb, băgau și făină de carne, de nu știu ce, de pește și vaca în care de câte mii de ani, de sute de mii de ani era ea sau de... pe pământ, nu, n-am mâncat carne niciodată. Și primul an mănânc, al doilea mâncă, bă, după de vițel, încep să muște la una. Și a fost o vacă care a sărit sarcul și a început să fugă după să-i muște pe aia, pe acolo să lată. Și s-a descoperit vaca nebună. Ea nu era nebună, săraca. O nebuniseră ăștia, știi? Schimbase genetic, i-a schimbat așa. Nutrețul. Așa și cu porci ăștia crescuți cu hrană pentru câini, știi? Da. Dar de ce am ajuns noi la... Am plecat de la politică internă. Lăsăm puțin politica internă. Mergem până la Moscova. A avut acolo loc un atentat. Ați văzut, da. Bănuiesc. Da. Cine credeți că a fost în spatele atentatului? Eu m-am uitat foarte atent la televiziunile române și
există prostia specialiștilor în politică. În orice, în primul rând. Și, domnule, cred că e pusă la cale de Putin. Deci, prea o fătucă de asta, nu știu, una care a fost măritată cu ăla care ținea tablourile în cimitir. Am uitat cum o cheamă. Ah, da, 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 cu Darius Vâlcov. S-a fost, da. Lavinia Șandru. Lavinia Șandru, zice. Domnule, eu nu cred că ăștia sunt... Care ăia, ăla micuțul, cum se poate ăla să intre acolo un... Ei se părea că teroriștii trebuie să fie înalți, frumoși și nu știu ce. Îți par niște amărâți. De ce au intrat acolo? Păi da, există o logică. Tocmai ieșise șeful la alegeri cu 90%. 90% și sugea, trăgea din Arghilea și din Victorie. Și atunci serviciile intră în adormire, știi, ca la nuntă, știi? Adormă aia, la a doua zi găsesc pe toți bețul, nu știu. Nimeni nu s-a gândit că... A fost bine gândită chestia asta cu atacul, știi? În mod normal, păi aia stăteau așa, pă, dacă era erau vigilenți, da. Mai ales în campania electorală. A dormit vigilența în ziua. Era, mai ales era un spectacol, tot despre șeful era făcut. Deci a fost bine țintit. Povestea, știi care, acești amărâți n-au strigat Allah Akbar, Allah Akbar, nu știu ce. Nu păreau niște fanatici, cum n-au părut, culmea, nici aia din Israel. Câțiva au strigat Allah Akbar. Restul pentru mărunțiși au venit. Ceea ce într-un fel te liniștește când știi că, domnule, că fanaticul fanatic, fanaticului nu e frică de moarte. Și nu o face pentru bani. Nu o face pentru ucide bani, face convingere. Pentru credința lui. Da. Ce a fost frumos în acea sală e că un tânăr musulman a salvat oamenii. Nu știu dacă ai văzut, da, imaginea. Văzut, deci ăla era musulmanul, era în legătură cu Allah și făcea binele acolo. Ei au venit pentru... Da, seama, va fi vânat de frații, da, săi musulmani. Da, da, pentru puține lipsi, da. Dar pentru bani. Pentru bani. Acum, cine a dat banii? Că e greu să spui, domne, că sigur că această grupare teroristă are boală pe creștini și nu știu ce. Toate sunt cu sforii. Nu se știe unde duce o sfoară. În ce zonă politică. Te gândești că așa cum a fost aruncat în aer nu știu ce gazoductul ăla sau mă rog. Da, da, da. Așa, niște oameni de afaceri s-a gândit, hai să trântim muci în fasole lui Putin exact la sărbătoarea aia, știi, să vină știi și se băieți să tragă în ei. Pentru că din păcate pentru ucrainieni ei nu mai au acum forța pe câmpul de luptă să nu știe și atunci să încearcă tot soiul de... Deci e posibil, eu nu spun că ăsta... Ucrainienii au făcut asta. Ucrainienii au făcut... Deși au făcut un atentat la Moscova, au omorât o domnișoară. Fica lui Dugin. Dugina, săraca, știi? Aruncată în aer. De teroriști, de o teroristă ucrainiancă, în fine. Deci nimeni nu e curat în această lume. Să nu mici... Punem noi, domnule, sunt diavole aici și sunt îngeri acolo. Nu. În ziua aia mai ucrainenii au aruncat în aer două vapoare unde erau, nu știu, 200 de tineri marinari care probabil nu-l iubesc pe Putin, dar au murit uciși de ucrainieni. Bun, era un război măcar. Da, era un război. Bine, nu știau că o să moară în timpul somnului. Sau... Da. Vreau să spun că chestiile sunt groaznice, sunt chestii sinistre. Și... Dar astea sunt date cu o chestie frumoasă, că au murit 300 de ruși. Da, am văzut unii care aplaudau. Domnule, se răzbună istoria. Au murit 300 de ruși nevinovați, da, 170. Sinistră, da, e o tâmpenie. Absolut, da. Dar încă o dată, pentru mine asta e problema. E liniștitoare într-un fel că fanatismul nu mai funcționează, că funcționează banul, știi? Și erau și niște amărâți, îi băteau așa, că urlau de durere. Un tip care se sacrifică nu simte durerea. Că, știi că fanaticii spune, îi mor ca niște eroi și ajung în paradisul lor unde îi așteaptă 70 de fecioare dezbrăcate, da?
E chestia asta. Și trebuie să fii tâmpit să-ți închipui că Putin a pus la cale chestia asta. El a luat plasă și cu... după ce a dat interviul ăla, ți amintești? La Tucker Carlson, da. La două zile a murit în închisoare... Alexei Navalny. Navalny. Păi trebuie să fii tâmpit să-ți închipui că Putin a zis, omorâți-l. Nu, el vrea să facă schimb cu el așa. Pentru că i-a luat toată crema... Și tot fisticul de pe interviu, s-a dus dracu interviul lui, că toată lumea vrem, nu ai crimă oribilă, că a murit Navalny. Nu trebuia să-l omoare el cu pistolul și nici a murit, săracul a fost chinuit acolo, s-a otrăvit, în fine. Așa și aici, păi el de chestia asta avea el chef să moară 150 de ruși, să mai moară încă niște câți răniți, ca să ce? Dar știți, să-și bată singur cuie în talpă ca bou. Apropo de moartea lui Navalny, știți că am discutat atunci și dumneavoastră spuneați mă așteptam să-l aresteze măcar pe șeful închisorii. Ei bine, șeful închisorii a fost decorat, nu arestat. Știți? Iată, asta e prostia lor. Mai mult decât atât, s-a dovedit că Rusia totuși este un imperiu cu picioare de lut. Pentru că ei nici acum nu au serviciile secrete profesioniste cu adevărat, că într-adevăr, cum să intre mă ăștia? În Moscova. Și vezi după meclele lor că sunt teroriști de ăștia veniți de pe, într-un alt copac decât s-au născut ei, veniți într-o mașină și să intre acolo și ăia golanii ăia care vreau să păzească erau la vot, că sau unde erau plecați și a durat nu știu cât, au mai făcut câteva sute de kilometri. Deci Putin are o mare problemă. În afară de problema ucrainiană, are problema cu propriul lui imperiu, pe care, de fapt, nu-l controlează și nu le poate schimba mentalitatea. E o realitate, știi? Pe de altă parte, te uiți la lumea aia care era la spectacol, rușii, rusoaicele sunt mai bine îmbrăcate decât româncele, știi? În masă. Sunt foarte eleganți, sunt cu, înțelegi? Deci în toată această perioadă groaznică există o bunăstare, dar care nu, lui Putin nu-i folosește la nimic, pentru că e fanatic, este un om nevrozat, asta e clar, că este un paria, e împărat, dar la el acasă. Un om care nu poate să plece astăzi să bea o bere la Paris sau la Frankfurt. Trăiește într-o cușcă. Va fi arestat, chiar dacă într-o cușcă. Cușca se întinde pe jumătate de continent aproape. Da. Acum și în, acum 2000 de ani unii țineau unii împărați și țineau alți împărați în cuși de aur. De aur, da. Și când mâncau veneau cu aia cu cușca să se și ia zvârlea câte o ciozvârtă. Dar el stă în propria lui cușcă, el e și împărat și prizonier. E prizonier, Putin. E în arest la domiciliu în Rusia. Asta este. Nu se știe ce va ieși. S-ar putea să iasă ce vor... Bine, poate să-i oblige pe aia să spună, domnule, niște ucrainieni ne-au bani, dar aici există... Niște rețele. Niște rețele, niște... E trist că au murit atâția oameni și rușii oricum vor... se vor victimiza și va... morții ăștia vor atrage alte sute de mii de morți. E sinistră. E o lume sinistră. Nu mă bucur că am apucat această lume, știi? Tu știi că noi, la Uniunea Scriitorilor, am mai vorbit data trecută, știi? Mai aveam mici tresăriri de curaj acolo, un grup de scriitori, ăia mai în vârstă, noi care am mai tânăr alături de ei, știi? Și când aveam un protest așa, scriam că nu știu ce, s-a încălcat legea așa, la Uniunea Scriitorilor, a fost numit cineva care nu-i membru al Uniunii Scriitorilor, redactor șef la revista Luceafărul era. Și nu, în statutul Uniunii Scriitorilor scrie clar, nu poți să fii redactor șef decât dacă ești membru al Scriitorului. Și a venit săracul Nicolae Dragoș. Era un om cum se cade întâmplător. Dar nu era membru al Scriitorului. Nicolae Dragoș? Da. Era un activist de partid care scria și versuri, așa, nu era lipsit de oarecare îndemânare așa artistică. Și atunci am făcut un memoriu împotriva numirii lui Nicolae Dragoș, că în mod normal Consiliul Unui Scriitor trebuia să numească redactorul șef. Și ne-am trezit la Comitetul Central că e numit Nicolae Dragoș. Eu lucram pe vremea în Luceafărul. Și mă rog, să scriem un memoriu
Și ca de obicei, săracul Paler, care erau de ăștia specialiști, Paler, care fusese membru Comitet Central, director al televiziunii, în fine, spunea, mă, domnule, memorie că trece Ceaușescu, nu e așa un protest, că se supără. Trebuie scris așa, stimate Tomașe Nicolae, dumneavoastră care de tânăr ați fi nu știu ce, alături de tovarășa care e înțeleapă și respectat legile. Undeva jos, așa? Știți că la Uniunea Scriitorilor s-a încălcat statutul și nu știu ce, și m-a rugat să luați în considerare, nu. Asta era protestul ăla, era și rușine să-l semnezi. Să-i spui protest. Semnezi, dar era un protest, așa. E, cu toate că acest protest era cu... La Udă, așa, știi? Și mai ales erau moașele astea, știi? Zic de Paler, săracu. I-a părut rău după aia în jurnal. Am văzut că când am vrut eu să protestez, înainte să dau eu interviu, am vrut să fiu cu un grup, să fiu apărat, așa, știi? Și a venit Paler cu aceeași teorie, mă, să va isteriza Ceaușescu, e stilul Udinescu, cu pamfletar. Dacă îl semnați, vă dă copii afară din școală. Mai de gama, i-a speriat pe toți și a zis, facem noi ceva... tot așa frumos. Au făcut pe drag. Un laudatio mai degrabă un decât laudatio, un protest. Exact. Da. Ei bine, stai, am pornit de la Nicolae Dragoș. De la Nicolae Dragoș, de la... și a doua zi, eu citesc protestul ăsta la Consiliul Uniunii Scriitorilor, către, așa, era adresat lui Nicolae, și lămânesc Macovescu, care era președintele scriitorului, membru Comitetului Central, luați așa și să dea mai departe. Și ce crezi că se întâmplă? În pauză vine Macovescu cu și Mircea Iana Poeta, lasă dracul. Îmi pare că nu l-am păstrat și că era un... Eu mai mare multe chestii, că când am fost arestat la domiciliu, că vin ăștia și în fine. Dar era de râsul curci, știi ce însemna un protest semnat de cei mai importanti scriitori români, cu Manolescu, cu Frunte, cu Preda, cu nu știu ce, știi? Dar cu toate astea vreau să spun, după ce am citit asta, a doua zi a venit la o nouă ședință cineva de la Comitetul Central, un tovarăș, când trupele sovietice fac manevre la granița României, dumneavoastră vă opuneți unei hotărâri a partidului, înțeleg? S-a pus capacul, a venit Nicolae Dragoș, care întâmplător a fost un om de treabă, știi? Culme, că eu lucram acolo, știi? Și mă simpatiza. Scriam clasic, poet adevărat, cum ar veni, știi? Da, Nicolae Manulescu putea să-l învingă după Revoluție pe Ion Iliescu? Nu putea. Politic vorbind, nu putea, pentru că s-a dovedit că toți acești intelectuali români care au intrat în politică, Manolescu, Ioan Alexandru, cine mai fost? Augustin Doinaș, înțelegi? N-au avut cârlii la populație, n-au știut să fie niște oratori pe mintea ălora, știi? Au vorbit pentru bula lor de intelectuali fini și nu știu ce, înțelegi? Și erau în afara poveștii, n-au mai... Au omorât un partid, PNCCD-ul și... Și partidul Alianța Civică. Și Alianța Civică, care s-a născut din chestie, Alianța Civică. Știi? Coana Blandiahana, care se patetiza și nu știu ce. Ciuciu. N-au avut fler aici, știi? Deci, bine, trebuie să ai vocație. Să ai și inteligența, poate și rezistența la... Că nu era ușor să lupți cu toate... cu toți brontozaurii, exact, și șerpii și balaurii din politica română. Revopsiți în democrații. Da. E, despre asta e vorba. N-avea nicio șansă. Nu. Păi de-aia s-a și dus de râpă acest partid, știi? S-a bazat mai mult pe... ei aveau succes în străinătate, că veneau jurnaliști, veneau nu știu ce să scria despre ei, intelectualitatea. Dar în ziua votului nimic. Și mușchilor politici erau... Corneliu Coposu l-ar fi preferat pe Emil Constantinescu în detrimentul lui Nicolae Manolescu. Știți, da, această istorioară? Coposu bătuse palma cu Emil Constantinescu. Ca Emil, după ce ajunge președintele scriitorilor, la o lună... Nu, președintele zi, României, nu? Președintele României, așa, să iasă și să spună, popor român... Îl aduc pe rege înapoi, nu? Vreau să mă sacrific pentru binele vostru. Eu sunt geolog, mă pricep la piatră, la pietre, la munți, la nu știu ce, așa. Dar e cineva care este
mai important decât mine, care a condus această țară înainte, care s-a sacrificat plecând și trăind în exil și care poate să scoată România din mizerie, să devină un regat România, să avem un rege pe care l-a mai avut toată, regele Mihai, și să-l aducă, să-l pună în locul lui. Odată i-a plăcut. O lună, două, la Cotroceni, la... Coposul oricum murise. Coposul între timp a murit, toată lumea l-au plâns, nu știu ce, și e greu să te sacrifici la modul ăsta, știi? În să renunți tu la putere pentru altcineva, da. Oricine ar fi. Pauză, și, domnule. Și să spui pe urmă săracul că a fost învins de fosta de securitate servicii. Când tu ești șeful serviciilor secrete, ca președinte României are o putere uriașă. Puțini șefi de stat din Europa au puterea unui președinte român. Poți să numiți general, poți să schimbi... E șeful armatei. Poți să schimbi șeful armatei, poți să... În fine. Pauză, ne întoarcem. Ne-am întors. Așadar, domnule Dinescu, niciun intelectual nu ar fi avut șanse să-l bată pe Ion Iliescu în anii 90. Nu ar fi avut, pentru că încă o dată lumea a trăit cu mitul lui Ion Iliescu, care e un om bun și sărac și cinstit, cum a fost croșetată imaginea lui, da? Și în general, să mă bată Dumnezeu, dar nici, deși în comunitatea europeană îți par oameni mai fini așa, știi? Nu mi se par niște mari intelectuali, știi? De fapt. Sunt niște oameni ambițioși, da? Care nu știu dacă au excelat în meseriile lor, că în general dacă ai o meserie și ești bun în meseria ta, într-o lume normală, n-ai niciun chef să devii politician. Da? Uite, se mai întâmplă cum e domnul medic Cârstoiu. A ajuns totuși manager de spital, profesor universitar, dar vrea să facă și politică. Păi e bună meseria lui. Știu, dar asta e un mic defect. Dacă tu vrei să ai vocație de medic cu adevărat și vrei să mori ca să scrie pe crucea ta că ai devenit primar. O prostie, știi? Apropo de... Pe de altă parte, au fost, de-a lungul istoriei noastre, politicienii au fost mari intelectuali. Da? Toți șefii Partidului Liberal, da? Erau din familii boierești, cu școli în străinătate, mari oratori, da? Dar știau să vorbească, țineau legătura și cu provincia, și cu, înțelegi? Și prezintă Marin Preda acolo în Moromeții și țăranul român mai citea un ziar și mai veneau și încă cei să-l asculte în Poiana lui Ocan, știi? Acum spune-mi tu, cine, ce țăran român citește ziarul? În primul rând că suntem o țară unde s-au desfințat chioșurile de ziare. În chioșurile de ziare se vând săpunuri, prezervative, ciocolăți, hârtie igienică. Ziarele au dispărut, de fapt, marile ziare care au apărut în anii 90. Presa s-a făcut praf, tot cu ajutorul politicienilor, știi? Dar, pe urmă, mesajele, nu știu să dea mesaje, din cea la Bruxelles, de fapt, sunt ceva, știi, absolut, niște personaje sinistre, știi? N-au legătură cu realitatea, nici aia, știi? Sunt oameni care stau la Bruxelles, acolo sunt reprezentanții noștri și au următoarele idei: să desfințeze caii de lemn de la care se pentru învârte. Jucării, da. Da, sau jucăriile de plastic, niște prostii și niște să moară vacile pentru că poluează aerul. Păi dau un război ca Ucraina. Cât o travă iese din acest război, milioanele de obuze de nu știu ce care să otrăvesc planeta, știi? Și îi dau bani pentru aceste obuze și au probleme că vacile din Olanda sunt periculoase pentru găurile de ozon pentru că își trag aer pe partea elaltă, știi? Niște imbecili. Domnule Dinescu, aș vrea să vă arăt o poză, o poză pe care am găsit-o pe Facebook-ul lui Daniel Cristea Enache. Și să-mi spuneți cum i-ați cunoscut pe acești oameni.
De la dreapta la stânga. De la dreapta la stânga. Nicolae Manolescu. Deci Nichi Manolescu, cum mi se spunea lui, da? Unde or fi la o casă a scriitorilor, nu e la casa scriitorilor, că nu există asemenea mântură. Acasă la Doina și Valeriu Cristea. A, la Valeriu Cristea. Valeriu Cristea e cel din partea stângă. Era un critic foarte talentat și obsedat de literatură. Soția lui era de asemenea o femeie foarte frumoasă și care gătea și bine, pentru că am fost și eu. Ați fost în casa la Valeriu Cristea? Sigur că da, da. Pormă e Alex Ștefănescu. Prietenul dumneavoastră. Prietenul meu cel mai bun, într-un fel, după plecarea lui Raicu, și un critic de mare talent și care, a cărui istorie, după părerea mea, e mai importantă decât istoria lui Manolescu. Istoria literaturii scrisă. Istoria literaturii, pentru că este mai vie, scrisă cu patimă. Și despre Manolescu am spus odată. Am auzit despre un doctor, un medic celebru, și am întrebat, domnule, ce cu omul ăsta? Zice, domnule, e un medic foarte bun, dar nu iubește pacienții. Cam așa era și cu Nichi Manolescu, știi? Nu scria despre, dar nu iubea cu adevărat literatura, pentru că atât Valeriu Cristea, cât și Alex Ștefănescu, știi, erau nebuniți după literatură. N-aveau altă patimă, știi? Pe urmă, Gabriel Dimisianu, care și el era un critic mai, cum să spun, voia să fie în relații bune cu toată lumea, era, nu era un pamfletar, deși era un om foarte inteligent, așa. Pe urmă, Eugen Simion. I-ați cunoscut pe toți, nu? Pe toți, evident, că am fost prieten bun și cu Eugen Simion, și cu Gabriel Dimisianu, și cu Alex Ștefănescu, și chiar și cu Valeriu Cristea. Mai puțin cu Manolescu, știi? N-am stat la masă decât, eu știu, pe la Casa Scriitorilor, la mare, probabil, și la ședințele de la Uniunea Scriitorilor, unde mai trăgeam sfor și mai făceam cât un memoriu de la care începea... Dar era un tip curajos, Manolescu, din punct de vedere politic? Era un... nu era foarte curajos, era un trăgător de sfor bun, așa, știi? Dar probabil și gândindu-se la trecutul lui cu părinții, cu nu știu ce, nu voia să-și riște cariera totuși de profesor universitar. Știi că pe vremurile alea, când Andrei Pleșu și-a riscat împrietenindu-se cu mine și participând alături de mine, nu știu, a fost dat afară de la universitate, trimis în exil. La Tescani. La Tescani. Înțelegi? Deci se puteau lua măsuri sinistre și pe vremea lui Neanicu, nu ca în perioada asta liniștită să te bage la zdup ca scriitor, dar de exemplu când ei au intrat într-o meditație transcendentală, se numea, a venit un român șmecher cu nu știu ce, care făcea experiențe de astea mistice, cu un măr pe cap, cu o lumânare, cu nu știu ce, și intra în transă și și mai mulți intelectuali români s-au băgat acolo, printre care și Andrei Pleșu și soția lui. Și au fost date afară de universitate, soția lui a fost trimisă la fabrică, la fabrica de geamuri, a fost lucra la Institutul Călinescu. Deci te trimitea la munca de jos. Pentru ce? Că ai fost la o chestie unde era unul care vorbea despre mitologie și, mă rog... în fine. Mai sunteți membru al Uniunii Scriitorilor? Apropo de Manolescu. Da, eu n-am... după ce mi-am dat demisia din... pentru că trebuie să spun că eu n-am suferit de solidaritatea colegilor mei în perioada când am fost arestat la domiciliu, în afară de câțiva Pleșu în primul rând, și de câțiva scriitori care au protestat că de ce am fost dat afară de la, de la România Literară. Dar n-au protestat că sunt arestat la domiciliu, n-au pus în acea frază și chestia, înțelegi? După aia eu am făcut eroarea să... a fost o eroare, ce? Că n-am avut parte de solidaritate. L-am dat afară pe Eugen Barbu din Uniunea Scriitorilor. Da. Pentru că se înjura acolo, în fine... da. Și dacă ți închipui că colegii mei au fost alături de mine când eu eram spurcat și făcut de țigan, de caghebiți, de nevastă mea, maică mea, curvă și țigancă, și bă, ceva sinistru a fost, știi?
Dacă îți închipui că s-a evit un grup de scriitori să protesteze, domnule, cum, adică Mircea Dinescu, care a avut curajul să nu știu ce și uite, în fine, nimic. Nimic. Bun, atunci când am plecat, am zis adio și un praz verde și m-am dus în patria prazului, în Oltenia, știi? N-am mai trecut nici pe la restaurantul scriitorilor niciodată, timp de 25 de ani de când au trecut de atunci. Deci m-ați rupt de lumea asta literară. M-am rupt de lumea total, de lumea literară, dar n-am demisionat pentru că, mă rog, ăsta e destinul meu. Cum au demisionat câțiva scriitori care au avut curajul sau nebunia să se rupă puțin de... să propună o... pentru că Manolescu, trăgătorul de sfor, țărâna ușoară, a vrut să moară președinte. Și a schimbat statutul, nu știu ce, și a mai dat și afară, în mod absolut nedrept. Înțelegi? A dat afară pe Iaru, pe Dinu Adam, pe, sunt vreo 7-8 scriitori de primă mână, știi, care au fost dați afară pentru că ei au zis că nu se respectă statutul unui scriitor ca pe vremea... Cristian Teodorescu? Cum? Cristian Teodorescu. Da, da, da. Niște oameni scriitori adevărați. Nu dai afară dacă unii au... Uite, Nichi a reușit să-i zvârle ca pe mățele cariate. Și el a fost un mit înainte de opțiune. Ăsta e adevărul. Așa. După nu mai poți să spui că Nichi direcția literară a lui Manolescu. Nu. N-am, România literară de la 70.000 cât avea tiraj în, până în 90 a ajuns la 3.000 de exemplare. Să cumpere nici scriitori sunt mai mulți. Nici membrii un scriitor n-a apucat să ia cu un exemplar. Dar apoi să fie citit în școli, la universități, cum ar fi normal o revistă literară de primă mână. S-a fleșcăit toată chestia. Asta e adevărul. În Oltenia, de unde veniți, Nicolae Solomon, fostul primar, Antonie Solomon, da, mai are tracțiune electorală? Măi, Solomon... Solomon e o mare figură. Numai că pe el a pus cu botul pe Labe Băsescu, care l-a curtat foarte tare. Ați povestit, l-a curtat foarte tare. L-a dus și la vila de la Neptun. L-a dus întâi la vila de la Neptun și l-a culcat în patul Elenei Ceaușescu și s-a dat mare la mine. Că el poate povestesc pe scurt. El voia să intre la liberal. Exact, știu. Era sudanul meu somn de afaceri, liberal, în fine. Era tăricianul atunci a primit. Le-am făcut cunoștință. Dar seara a primit un telefon de la Băsă. Serviciile, bineînțeles, l-au înregistrat. Nu, tu cu totul întâmplător. Că eu eram plecat la un festival de poezie. Când m-am întors, văd, Solomon a trecut la PD. Bă, cum dracu, când vorbise de față cu mine, eu îi l-am dat, uite, bă. Și când m-am dus la el, bă, Mircea, bă, zice, ce ai făcut, măi, nebun la ca... Bă, Mircea, bă, ce ai plecat, o m-a chemat Băsescu, mă, la Neptun. Bă, am dormit în patul Elenei Ceaușescu, cu nevasă, mă. Bă, am băut, bă, ăsta e om, bă, bă, Băsescu, e o figură, bă, asta, ce tot vii tu cu liberal, cu nu știu ce. De 3 ori a fost la Leamna, acasă la el, știi? Deci, asta e o comună lângă Craiova? Sau? Da, și da? O comună așa unde era, are o casă frumoasă, nu știu, că e o bună gazdă el așa, știi? Și eu îmi dea terenul, Mircea, e președintele, nu vrei să vii? Bă, eu nu sunt sincer, da, nu vin, nu-mi pare rău. Și, pe urmă, nu trec cât, 6, 7, 8 luni, așa, și intră într-o chestie. L-a înjurat el pe Băsescu de față cu, da, da, cu niște la partid. Băieți de a făcut-o pe fiica sa europarlamentar. Și, bă, curva aia de fiză, eu am făcut-o, mă. El aduna, era capabil. Și când a venit Băsescu la Craiova, mii de autobuze, era un tare organizator. Și era o figură așa, știi, că el era și cânta și pe scenă, făcea de toate, știi? Plus că a făcut lucruri la Craiova, acolo a făcut un parc uriaș, superb. Vine, cert e că l-a băgat la beci când a auzit Băsescu, l-au înregistrat ăștia, știi? Că el a făcut, el a spus, bă, eu l-am făcut președinte pe Băsescu. L-a băgat la beci și a ieșit de acolo. Nu mai e același om, știi? Dar e totuși vicepreședinte de Consiliul Județean. Vicepreședinte, da, pentru că a avut voturi când a candidat. Da. L-a luat Olguța de partea Olguța a fost președinte de partid. El n-a mai fost președinte de partid, știi?
Dar nu știu ce, dacă nu candidează Olguța, care... Nu candidează la primărie Olguța, sigur, e ca și aleasă, dar el s-ar putea să candideze la Consiliul Județean. Cine, el? Da, Solomon. Are șanse. Mm-hmm. Că a rămas simpatizat de populație, știi? Mergeți la vot? Sper că da. Mă, eu nu mai merg de ani de zile la vot. Nu sunteți un exemplu bun, domnule Dumnezeu. Nu sunt un exemplu bun, da, nu, mele hamite. Nu vreau să mai îmbleg numele de nimeni. Vă conving eu până atunci să mai mergeți la vot. Mai vorbim, cine știe, da. Gata, să terminăm așa. Mulțumesc mult pentru discuție. Atât pentru astăzi, ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic. Program disponibil pe primaplay.ro.